Bună ziua, sunt Gabriel Ungureanu. Avem o exploatație de aproximativ 160 de hectare de teren, din care 80 de hectare le avem cu grâu și 80 de hectare cu cartofi. În ce privește cultura de cartofi, avem un contract cu Interzne cu cartofi pentru procesare, pentru chips, din care avem o suprafață de 60 de hectare și un contract de 2500 de tone și mai avem 20 de hectare cu cartofi pentru sămânță. Anul 2021 a fost un an atipic, cu o primăvară foarte întârziată, cu ploi din abundență în prima fază, cu temperaturi scăzute. Practic, ne-a lipsit o lună din perioada de vegetație, perioadă care nu a mai putut fi recuperată de către culturi, fapt care a dus la obținerea unor producții mai mici decât media din alți ani. În ce privește tehnologia de cultură a cartofului, noi dintre produsele Syngenta folosim destul de multe, printre care erbicidul Arcade, petalalele unde nu este pir. El ne ajută să combatem atât burenile dicotile cât și monocotile și rezultatele sunt foarte bune, culturile au fost curate până în perioada de recoltare. De asemenea, noi am folosit în lare bilonat insecticidul de sol Force Evo. L-am folosit pe niște tarlale noi pe care le-am preluat în ultimii ani, unde cunoșteam faptul că există vierme sârmă și am văzut lucrul ăsta. Am folosit produsul și rezultatele au fost foarte bune. Practic nu am avut deloc atac. Noi îl aplicăm înainte de rebilonat, îl dăm practic pe vârful bilonului și pe urmă venim și facem încorporarea cu freza de rebilonat. Produsul este practic închis în bilon. Îl folosim la rebilonat pentru a mări perioada lui de acțiune. Efectul lui să fie cât mai târziu, să ajungă până în perioada, practic până în perioada de recoltare cartofului. Produsul Force EFO ne-a demonstrat că este un produs pe care ne putem baza în combaterea viermilor sârmă, un atac deosebit de păgubos pentru cultura de cartofi și noi îl recomandăm deoarece rezultatele au fost foarte bune. Practic nu am avut atac.